Distinsul colocatar, să rămân macho, macho man, macho dog, ca să zic așa. Macho dog, da? Ce faceți, dragă, acolo în bucătărie? Avansat cu crema. Așa? Uite, am făcut deja brânza. Hai mă, ziceai că nu ești bună în bucătărie. Hai mă, lasă-mă în pace. Să știi că ne-a păcălit, Cristi, chiar se mișcă și foarte rapid. Chiar a trebuit să mai domolesc un pic. Da. Uite, o să ne explice Ozana mai târziu ce mănâncă ea, pentru că arată foarte bine. Tu mestecă la puiul ăla, că am înțeles că vrei să vrăjești gagicile cu puiul ăla, să vedem ce părere are aici. Să fie o rețetă magică. Acum, e cum? Bine, după ce termin cu ea, mă duc și o înregistrez și la da. O film. Ai gheazmă mică, ai gheazmă mare, da. Bine ai venit! Bine m-am găsit, așa spun toți bărbații la puiul. Îți ofer ceva magic. Și după aceea... Ăsta e ingredientul secret, vrăjeala. Aolea. Băi, totul era o chestie pe care a spus-o la un moment dat, acum vreo 25 de ani, într-o situație politică, Bill Clinton. Totul este să dureze. Apropo de o pace, știi? Aia e treaba, așa că cu vrăjeala asta, dacă nu durează... De aceea te-am și zis, dacă nu există vrăjeala, cu alcoolul merge doar atunci pe perioadă scurtă. Nu, fără, lăsați-ne cu vrăjeala, noi vrem farmec. Ce faci? Mulțumesc, bine, mulțumesc de invitație. Așa. Mă pregătesc să plec la noapte din țară. Unde pleci? Mă duc la Ierusalim, în Israel. Foarte frumos. Da, mulțumesc. La locurile sfinte. Da, pentru că poi mâine este ziua mea de naștere. Doamnelor și domnilor, dar câte sărbătorite avem astăzi. Ce frumos este și ziua lui Carmen. Ne bucurăm foarte mult că ești bine și că te ai ales un loc minunat pentru a sărbători. Păi nu e pentru prima oară când fac asta asta cadou eu de la mine pentru mine de ziua mea. Am făcut și în 2020, știi că ți-am spus că am fost la tine în emisiune. Așa e. Da, și am zis să nu ratez ocazia, mai ales că am primit invitația din partea staff-ului tău, că mai am și câteva evenimente de anunțat, că se întâmplă un fenomen în Europa asta noastră. Adică? Mai sunt încă și în zilele de acum anumiți organizatori care nu sunt organizatori și ei fac pun câte un afiș cu temiri. Ca pe vremuri. Da, exact. Și pun un nume acolo și oamenii sunt prostiți, vin cumpără în seara bilet. Aia, cumpără biletul, își rezervă o seară, unii vin de la 200-300 de kilometri în funcție de numele artistului, că nu este vorba numai de mine aici. Mai mult, cei mai celebri, ca să zic așa, care au popularitate la modul ăsta celebri și care sunt doriți de public, o pățesc. Ba, se scrie despre noi că a murit, ba, că venim la un concert și noi nici nu știm, n-avem un contract. Și, uite, profit de ocazie prin intermediul emisiunii tale să spun oamenilor că noi, dacă nu avem un contract, nu suntem acolo. Mi se pare normal. Absolut. Dacă a pus omul o întrebare și noi am trimis o informare, un mesaj de informare cu oferta de preț și program, nu înseamnă că există un contract. Eu lucrez doar cu contract, cu virament prin bancă, cu factură, nu mă interesează cash-ul decât șpaga. Așa. Și atunci asta ajunge... cadou. În alte țări nu există, nu... Exact. Fiscal n-are importanță. Tu îți plătești impozitul pentru salariul tău, nu? Absolut. Și dacă îl dai mie sau la macio sau lui nevasta sau la un om de pe stradă. Deci, Carmen, ce vreau să zic? Vreau ca după pauză să-mi spui locurile unde nu o să te duci. Păi nu, că nu vreau să spun unde nu o să mă duc, o să spun doar unde o să mă duc. Păi da, dar oamenii ceilalți te așteaptă. Oamenii ceilalți care nu aud locul unde merg eu, înseamnă că eu nu sunt acolo. Da? Pentru că noi, oamenii sunt dacă păcăliți... Dacă nu o spui tu, înseamnă că nu te duci acolo. Exact. Oamenii sunt păcăliți odată, le este stricat o seară și noi, artiștii, rămânem cu o imagine șifonată. Că lumea crede că voi sunteți neserioși. Păi nu, că se apare un patron din aia și zice, a, n-a putut, eu știu, Carmen Șerban să vină, că i s-a întâmplat și ce. Nu dă vina pe el că eu sunt un porc, un mincinos și așa mai departe, știi? Porcule! Da. Porcule. E un porc, porcule! Da. Doamnelor și domnilor, pauză! Pauză! Avem niște poze frumoase cu Carmen și o să le vedem imediat și o piesă. Discutăm, da. Uite, prietenul meu din Las Vegas, Cătălin. Doamnelor și domnilor, tare, după Mi-ara pauză. Velicu, o ființă dragă. Mă omoară oamenii ăștia cu mirosul, beau și o puțină apă, că atâta mi-a mai rămas, doamnelor și domnilor. Blasfemie în bucătărie, Ozana care ține post, mestecă în pui acolo. Imediat...
special mi-ai făcut figura asta, da? Da. Hai, că există apă și săpun, să știi. Mă, stai o secundă. Tu vezi, dar nu guști. Ca dar să clar. Și eu am ajutat-o acum. Clar. Nu, eu l-am ajut pe el. Deci, vă rog frumos, nu dați... Dar tu l-ai ajut pe el? Eu nici l-am ajut pe el. Te-am luat, mă, aici. Uite, el nu ține post și mestecă și el în preparatul de post al Lozanei. Nu, nu m-am spus să bea aici apă. Eu am și gustat din preparatul de post. Am înțeles. Sacrificiu. O să vină imediat Carmen și o să guste un pic la voi. Până atunci, Carmen, avem niște fotografii frumoase până atunci. Unde ai zis că o să fii, să știe lumea, să știți unde nu o să fie, pentru că unde vă spune că e, numai acolo e, dacă m-ați înțeles. Ia să fac de tot. Trebuie să spun repede pentru că nu mai am baterie la telefon. Te rog, te rog. Deci acum pe 4 martie, sâmbătă, da? Când mă întorc de la Ierusalim, o să cânt la Dragalina, la Căminul Cultural. Să fie primit. O chestie făcută frumos de domn primar pentru femeile, mămicile de la Dragalina. Pe 8 martie când am o cântare la Rupea, în Dumbravă. E reprogramată din 2020. Acolo. Da. Frumos acolo. La județul Brașov, da. Pe 10 martie când în Palestrina, lângă Roma. Este sold out. Palestrina, dar... nu Palestina, da? Nu, Palestrina lângă Roma, la domnul Cristi, la Cristi, da. Așa. Pe 25 martie, unde crezi că mă duc pentru prima oară în viața mea? La Torre Blanca de Castellón în Valencia. Olele, la doamna olele. Maria Elena. Așa. Și la domnul Luigi m-au invitat, o să avem un... O să Luigi. Așa, așa. Pe 26 martie, zbor și am un playlist lung și frumos pentru Reading, în Anglia. Reading. Eu până acum, ce crezi, am cântat în Anglia numai la Londra. Și acum au început să... Ziua, bună ziua, da. Eu sunt fericită că o să cânt la Reading, pentru că chiar nu am mai fost în afara Londrei să cânt, da? Și? În prima zi de Paște, când pe 16 aprilie la Roman, în județul Neamț, așa, la domnul Andrici, Gabi, și pe 28 și 30 aprilie, când din nou la Roma, la restaurantele fraților Gabriel și Ionuț Mocanu. Am la Roman și după aia la Roma. Pe 10, acum martie, sunt la Roma, la Palestrina. Pe 16 aprilie sunt la Roman, în județul Roma. Și pe 28 și 30, iar la Roma, la Mocanu. Domnul Adrian Păunescu, de la Roma la Roman și înapoi. Da. Bun, de la Roma la Roman și înapoi. Bun asta. Văzut? Dar, da, doamnelor și domnilor, 3 minute după care o invităm pe Carmen la degustare. Băi, aveți cu ce să serviți? Da, adică, aștept să văd reacția ei. Țipost? Da. Atunci ai treabă cu Ozana. Astăzi m-am împărtășit. Bravo, foarte frumos. Câteva poze foarte frumoase. Ia. După care intrăm în legătură cu cel mai tare podcaster care apare acum pe firmament, doamnelor și domnilor. Cine este? Țin să fie, țin să fie, o să vedeți. Până atunci însă nu uitați că o să vedem cele mai tari podcasturi din lume în emisiunea noastră. Ia, avem niște poze frumoase, am văzut niște poze de familie. Da. Unde-s pozele de familie pe care... Mioara Velicu, la Bacău, eram aici la o nuntă. Foarte frumos. Da, pozele alea frumoase. Mirabela Dauer. Pam, pam. Asta sunt eu, cu caseta. Vezi, de mică eram cu casetele. Ce drăguță e poza. Poza asta nici n-a apărut pe nicăieri. Mama ta? Mama mea, da. Foarte frumoasă. Mulțumesc. Elena o cheamă. Să rămână, doamna Elena. Bravo, foarte frumos. Tata și mama. Da, tata și mama mea. Tata... meu și... da, care a plecat către... Dumnezeu să-l ierte. Mama mea când era tinerică. Ce tare e poza asta. Sibiancă, ea e Sibiancă din loc. Și avea niște frezi. Semen cu mama ta la, da? La figură. Tot așa cu fizionomia, cu obraj, nu înțelegi? Aici în poza asta a luat-o așa mai rotunjică. De-aia e mai sufla la mai față tras, da. Da? Mai, da. Hai să vedem. Semăn mai mult cu tata, da. Superbe pozele. Uite, aici e iară cu mama, era ziua ei de naștere, cu vreo... până 2019. Da, sau 2018. Da? Aici cu tăticuțul meu când am plinit el 77 de ani. Și cu mama. Carmen este ceea ce este, mulțumită unor părinți minunați. Mama mea, anul trecut când i-am adus, i-am umplut casa de flori. Foarte frumos. Da, era grozav. Poze absolut emoționante. Mulțumesc, părinții mei, dragi și frumoși. Aceasta este parte din sufletul lui Carmen. Și ai... Eu, asta sunt eu când aveam 4 ani și un pic până în 5 ani. Și ăla e frate meu, căscatul care mă ținea să nu mă scape. Ai văzut? Te ține bine de Costel, mică, da, de mică te țin. Domnul Costel o țineai din scurt. Da, așa sunt nepoții mei, Luca.
Fetisan Galben e Carmen, când erau mai mici, Adi și păi, Roxy. Carmen o știm acum, deci e, acum ceva vreme, da? Da, 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 ei sunt copiii fraților mei. Foarte tare, bravo, bravo. Aici sunt eu la când eram adolescentă. Jură-te că nu te-aș recunosc. Da, eu, 16 ani, pe acolo eram. Ce tare poza asta, nu te recunosc. Și tot eu când eram micuță. Așa? Da. Ce drăguțe pozele astea. Da, mulțumesc, da, da. Vezi, eram blonduță, eram galbenă. Da, 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 da. Așa? Aici cu Dor Octavian Dumitru și cu Daniela Condurache. Da, da, eram undeva în Irlanda pe aici, cred că. Foarte drăguț. Da, oameni minunați, da, da, oameni minunați. Foarte da. Frumos, da, da, amândoi grozavi. Și acest om este omul care ține cheia mormântului sfânt non-stop. Pe cuvântul în, tău. Pe, da, pe, uite, am omul ăla... Am recunoscut locul în spate, da. Mi-a dat voie să țin și eu cheia, aceea este cheia de la mormântul sfânt. Ce tare, Ozana, nu? Și mi-a adus cadou acel mir din mână și o punguliță cu aur, nu, cu smirnă și tămâie. Ce frumos, foarte tare. Și domnul... la... Te vezi cu el acum? O să mă văd cu dânsul, da, acum. Am vrut să mă văd și în septembrie, dar era încă plecat chiar în România într-o delegație. Da. El nu este român, dar se cunoaște cu românii noștri. Era... Am fost tare fericit. Asta mai a fost avem poze? În primul meu pelerinaj. Și a, cu doamna Irina Loghin, care cu 20... cu 20 ceva de și ceva de ani. Așa este, da, da, frumos. Da, mulțumesc. Așa te-am cunoscut eu pe tine. Așa mai cunosc. Asta e o poză cu mine de la 20 de ani. Dar ce ați făcut cu ea? Așa, așa era poza? Așa era blurată, că nu, atunci se făcea e cu mister. Și o ultima fotografie și după aia mai dăm data viitoare. Da. Carmen. Asta cu vreo 10 ani, 12 ani, 14 ani. Da. Doamnelor și domnilor, m-am băgat și eu în cadru. Carmen, te invit frumos acolo. Te invit, te invit aici, aici, da, macho. Da? Macho, hai, ia, ia vezi că poate primești și tu ceva. Hai, tăticule, hai. Hai, când e vorba de mâncare. Hai, la bucătărie. Hai de la mă, mai, bucătărie. Până când... Până când ajunge Carmen acolo, doamnelor și domnilor, colega noastră, Ștefania Fetea...